Strandul balnear de la Schela s-a redeschis și așteaptă vizitatori de toate vârstele pentru ca aceștia să se poată bucura din plin de zilele călduroase de vară. Autoritățile locale au pregătit un proiect de accesare a fondurilor europene pentru închiderea bazinului și pentru extinderea bazei de agrement. Acum, cum am prins și noi câteva zile de căldură, am și dat drumul. Oamenii deja au început să vină, îi așteptăm și zilele următoare. Sperăm să avem o vară cât de cât călduroasă, să ne bucurăm împreună de strandul de la Schela. Avem un proiect și sperăm să accesăm fonduri europene, să și îl închidem pe timpul iernii. Ar fi un lucru extraordinar pentru severineni. Am vorbit cu foarte mulți oameni care vin aici și fac aceste proceduri și s-ar bucura enorm. Este o sumă destul de mare și sperăm să atragem fonduri europene. Programul de funcționare și prețurile au rămas neschimbate față de anul trecut. Prețurile au rămas neschimbate, fiind de 5 lei, gratuitate de luni până joi pentru pensionari, copii până la 10 ani. Programul? Programul de la 8:30 de luni până vineri, de la 8:30 la orele 20, iar sâmbăta și duminica de la orele 8 la orele 20:30. Apa din strandul balnear este benefică pentru oamenii care au probleme de sănătate, precum reumatismul și alergiile.